Dacă ai auzit de inteligența artificială și ești interesat ce implică asta creștinii și Biblia, în viitorul imediat, cum o să ne afecteze lucrul ăsta sau o să ne ajute, și în viitorul îndelungat. Atunci rămâi aici pe acest video, am să arăt și în Biblie unde se menționează, cred eu că se menționează lucrul acesta, și cum se apropie lucrurile de apocalipsă. Dar întâi să-ți arăt trei tehnologii care deja sunt disponibile, eu deja le folosesc și chiar sunt uimitoare. Ok, să începem cu chat GPT, ăsta 3 care îl cunoașteți și 4 care o să vină. O să vă arăt niște imagini care generează oameni care nu există și voci care la fel nu există sau că există, dar nu sunt vorbite chiar de omul care vorbește și poți să te duci în confuzie cu oare a spus omul acela asta sau asta e adevărat sau artificial. O să privim și un video despre roboții, cât de avansați sunt ei și rămânem câțiva ani să vedem chiar și roboții la un nivel în care ne va fi greu de imaginat. Ok. Hai să începem cu chat-ul acesta, pentru că el este una din cele mai mari revoluții la nivel de inteligență artificială și poate să dea răspunsuri chiar incredibile. O să-l punem să ne răspundă când vine sfârșitul lumii și poate să ne scrie o predică. Vedem cine răspunde, ce rezultate o să ne dea. I-am spus aici să ne sugerez un titlu care să capteze atenția pe baza acestuia. Cum să ții minte zilele de naștere a membrilor și oaspeților din biserică și am mi-a sugerat câteva titluri de aici și cum credeți, iată și videoul care l-am publicat pe Moldova Creștină aici despre asta, despre titlu și nu mai rata nicio zi de naștere din biserică. Nu mai rata nicio zi de naștere din biserică. Vezi? Sugerează destul de creativ. A pus diferite la titluri. Bun, i-am spus să-mi scrie și un titlu, o descriere la acest video și mi-a scris o descriere, un pic l-am ajustat, dar iarăși m-a ajutat ca să am o mică descriere a acestui titlu și să răspundă fix la ceea ce am nevoie eu. Poți să-ți compun o poezie, la fel foarte interesant să-ți vezi ce răspunde el. I-am spus să scrie și 5 titluri captivante despre subiectul despre sfârșit, așa. Despre sfârșitul lumii, da? 5 titluri captivante și ce spune Biblia conform, da, asta și uite ce răspuns inteligent, da? Că ziua aceasta și ora nimeni nu știe, da? Și ne spune că dă referință din Biblie de la Matei 24, 36. Foarte bună referință și a răspuns, eu zic că bine. Bun, hai să spunem ce de exemplu, da? Scrie o predică scurtă despre iertare cu referințe biblice. Hai să vedem, e bun pastor el sau nu e bun pastor? Dragi frați și surori, astăzi aș dori să vorbim despre iertare, un subiect important și relevant pentru fiecare dintre noi. În 1 Ioan 1 cu 9, Biblia spune: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Aceasta este o promisiune minunată de iertare pentru toți cei care se întorc la Dumnezeu și se pocăiesc de păcatele lor. Și se duce mai departe cu diferite referințe și interesant să vezi lucrul ăsta. Cu cât mai creativ noi scrim întrebarea, cu atât mai bine el lucrează și aranjează lucrurile astea. Dar întrebarea de unde el știe? Da? Cum inteligența asta artificială lucrează? Deci el ia o citit o downloadat, scos toată informația de pe internet sau aproape toată informația care a fost disponibilă pe internet până în 2009, 2021, dacă nu greșesc,
Și a structurizat-o și a pus niște algoritmi, niște setări, da? Dacă cineva scrie în felul următor, dă-i așa informații. Dacă cineva scrie în felul următor, dă-i așa informații. Și informația dată este luată din articole care oamenii le scriu pe internet sau din anumite cărți sau din anumite informații care e disponibilă online. Și o aranjează un pic, o schimbă, o întoarce și când o pui, e o informație nouă în care dacă o cauți pe internet, nu găsești, da? Dacă pui în căutare despre asta, nu găsești fix așa. O scrie altfel. Acum, îi spunem, creează, sau generează titluri captivante. Și ca să noi scriem despre ce, că el o să înțeleagă despre, că e despre asta se vorbește. E foarte inteligent. Urmează următorul pas să-i pună cu vocea, da? Să noi să-i spunem ceva vocal și el să ne răspundă ceva vocal. Deci răspunde în română chiar. Putem să-i spunem să pună și în engleză sau în alte limbi. Da? Iertarea, cheia spre pacea interioară și libertatea spirituală. Iată, avem și titlurile captivante. Bine, ne mai trebuiește poate niște titluri, niște imagini pentru aceasta. Și pentru asta avem alt robot foarte inteligent care generează imagini. Iată, eu am pus pentru imaginea din videoul acesta cu nu rata nicio zi de naștere. Nu știu dacă o să arate. Ia să o căutăm să vedeți cover-ul la aceasta. Iată, vedeți? Am pus imaginea care mi-a generat-o robotul. Eu am spus mai multe imagini să-mi genereze, mai înainte el mi-a generat așa, așa, imagini cu oamenii și eu îi spun ce parametri, da, mă interesează. De exemplu, am spus că într-o biserică mică, baptistă, plină de oameni veseli, să arate o lumină special pe un om anumit, că într-un fel e ziua lui de naștere să fie ales. Și m-a generat. Bun, nu întreb acum o imagine despre iertare. Și îi spunem. Imagine, cum în, mai exact să spunem, iertare, forgiveness, da, să spunem, boy asks forgiveness, asks corect, boy? Băiatul cere iertare, asks forgiveness, ok. Acum totuși se gândește, ia ceva timp până o să genereze, dar cu cât mai multe detalii o să-i spunem, cu atât mai multe o să ne spună, o să ne arate. De exemplu, spunem pe o câmpie, cer iertare de la mama sau de la cine vrem să ceară iertare. Și el o să gândească toți parametrii aceștia și o să scrie, o să compună. Vedem 62%, a rămas 93% și deja vedem că ceva foarte interesant s-a generat. Chiar și imaginea aceasta nu există. Da. Iată aici. Foarte potrivit. Iată, de exemplu, asta. Cer iertare. Putem să spunem de la Isus și atunci să ne genereze Boy asks Isus. Dar poate nu boy, dar man. Și o să ne genereze deja cu un bărbat. Ok, ați înțeles ideea principală că la chestia dată și am să pun linkurile la toate resursele acestea în descriere, puteți să încercați, să testați de sine stătător, cu imagini un pic e mai complicat să trebuie să downloadezi o programă, să pui, să faci, după asta îți dă numai un număr limitat de imagini. Eu am cumpărat un abonament, 14 dolari pe lună costă ca să genereze să genereze imaginile date. Uite că a generat. Putem să facem chiar și cartoon sau, de exemplu, dacă scriți o carte, ce e fenomenal, dar scriți o carte, îi spuneți la chatul acesta inteligent să scrie un cuprins de carte despre iertarea. Despre iertare. Iertarea, ce iertare? Iertare.
Hai să ne ducem pe un segment foarte îngust, da? Iertarea fratelui. Că a ce a făcut el? Întristat-o pe mama. Ok, și iată. Iată un posibil cuprins de așa. Oh, iată, ne-a făcut prezentarea problemei. Ok. Și noi de aici putem să dezvoluim fiecare subiect. Fiecare subiect în parte. Îi spunem lui, scrie. Creează introducerea. A, acum că el încă mai scrie. Și hai să spunem boy asks for gift cartoon style. Da, să vedem dacă am scris corect poveste. Desen animat cartoon. Ok, am scris corect. Așteptăm să vedem ce pune și vedem ce atul nostru a scris deja un cuprins. Super! Creează introducere. Scrie carte. Ok, asta dacă îi dai și mai multe detalii, poate să creeze și un cuprins mult mai profund, mult mai detaliat. Fiecare dată trebuie să citești, să asiguri că a scris cum trebuie, n-a greșit, uneori scrie așa diferite nebunii. Poți să întrebi ce înseamnă păcat, ce înseamnă, nu știu, anumite lucruri din Biblie și de răspunsuri destul de bune la momentul actual. Cred că în viitor, că scopul la toate resursele acestea, toate în planul diabolic, este ca să ne ducă spre limitare, da? Să ne limiteze în anumite acțiuni și anumite lucruri. De aceea, cu timpul, cred că lucrurile se vor schimba în direcția aceasta a chatului. Nu curând, dar le trebuie oamenii încă să le placă. Și odată ce le place, ce o să integreze mai mult în viața lor, la fel ca sistemul bancar, cu cât mai tare îl integrezi în viața ta, într-un moment dat cineva, hop, te-a limitat de sistemul bancar, te-a exclus din sistemul bancar. Încearcă acum să trăiești fără lucrul ăsta. Sau ți-a pus pe ID-ul tău, nu știu, anumită interdicție. Gata, ești interzis în anumite țări sau anumite lucruri de făcut. De ce așa aici? Odată ce ai dat acces la viața ta mai profund la sistemele acestea, te cunoaște mult mai bine, atunci poate să aibă și influență asupra ta mult mai profundă. Haideți să vedem ce a făcut la noi cu imaginea. Ok. Iată, a desenat câteva imagini, câteva idei de imagini. Destul de interesant, eu zic. Da? Dacă îi dăm mai multe detalii și mai exact vom primi desenul sau imaginea care pe noi ne-ar interesa pentru această carte. Hai să vedem și cum poate să avanseze, da? Vocea. Cât de avansat este deja la nivelul acesta cu vocea. Să citim o reclamă. I stand before you not as an expert. Bun. But as a concerned citizen, one of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday, and the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction. As if pretending that climate change... Sună foarte realistic aceste voci, foarte realistic. Sau dacă vrem să vedem și video, iată și video. Morgan Freeman. And what you see is not real. Well, at least in contemporary terms it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me?
What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Acum, e foarte, foarte adânc în momentul acesta că e artificial și nu este real. La fel, îți vei putea crea avatarul tău și iată, în loc eu să vorbesc așa acum, am pus pe el un click, are dispoziții, are tonalitate, eu pot sta în pat și gândindu-mă la nu știu ce și îi spun, vorbește asta, generează asta, îi spun la chat-ul ăsta, de exemplu, scrie în textul ăsta și mă aleg pe mine ca eu să-l vorbesc, ca și cum robotul meu îl vorbește și se înregistrează un astfel de video cu expresivitate, dacă vreau, mai ton mai dur, mai cu accent, mai cu dramatic. Și nu o să trebuiască eu să depun tot efortul ăsta emoțional ca să vorbesc sau să povestesc anumite lucruri. Da. Pe urmă, când o să ne uităm pe rețelele de socializare sau alte informații, videouri, nu știu cum o să alegem noi care acesta e adevărat sau nu e adevărat videoul acela. O să fie mai greu de depistat și de înțeles cine într-adevăr vorbește și la cine se adresează mesajul acesta. Care este subtilitatea? Hai să vedem și roboții, dacă totul a avansat așa de profund, hai să vedem și roboții. I forgot my tools again. Și-a uitat instrumente, da? Hai să le activăm robotul. Un click, un buton, dă-mi te rog instrumentele. Așa, analizează că nu poate trece să ducă la el, își face loc. Sigur, încă asta e programat, deci fost făcute multe repetiții ca să facă lucrurile astea, dar uitați-vă cum merge, cât de bine el merge. Hop. La oameni încă e greu să facă așa mișcări, dar deja roboții le fac. Și croiește drumul. Opa! Asta sigur oamenii deja le este greu să facă, nu toți poate să performeze așa. Da, suntem foarte aproape ca și roboții să fie implementați în viața noastră. Sunt roboți deja care au mimică, au față, au intonalitate. Deci pe parcurs sunt, nu știu, copiii noștri sau poate nepoții noștri să vadă un om pe drum, n-o să știe este robot sau nu e robot. Dar ce spune Biblia? Și care este efectul imediat care îl văd eu asupra vieții noastre, roboții aceștia, chat-urile și lucrurile astea? Primul efect pozitiv ar fi că într-adevăr ne ajută la productivitatea noastră, să ne ajute să compunem, să ne dea idei, să scriem, să punem imagini, da? Nu mai trebuie să te duci să faci o fotografie, să plătești bani, faci economie de timp, bani, resurse, ca să ai ce ai nevoie și să exprimi ce ai nevoie mult mai bine, mult mai clar, mult mai rapid gândurile tale. Chiar eu am folosit într-o bază de date, deja folosesc chat-ul acesta, imaginile. Am făcut o bază de date pentru organizații care are grijă de copii. Apropo, dacă aveți o organizație sau cineva, cunoașteți cineva, trebuie să mintiți video despre această bază de date, că e foarte comod să facă fundraising pe anumiți copii specifici. Și atât, aplicația dată mi-a generat, i-am spus să-mi genereze un text despre 4 ani din Uganda, un copil de 4 ani. O fetiță de 7 ani și tot așa pentru diferite persoane mi-au generat diferite texte de scriere care eu nu stau să compun. Dar deja este realistic, este suficient pentru a ilustra macheta acestei platforme care am setat-o. Și tot așa, deci ne ajută la productivitate. Alt lucru că ne face mai vulnerabil, o să ne cunoască mult mai bine sistemele acestea și o să poată să dea anumită influență. Deja
s-a făcut niște teste și unii politicieni sunt favorizați, alții nu sunt favorizați. Deci au interes în spate. Primul interes la etapa actuală este comercializarea, da? Să facă ca și cum publicitate la anumite produse. Microsoft, ei au investit foarte mult în chat-ul acesta și l-au implementat deja la ei ca să fie mai eficient, să poată acapara, să câștige ca și cum compania aceasta Google. Dar ne face pe noi, într-o anumită măsură, mai dependenți. De exemplu, TikTok-ul este tot un robot care generează algoritmi, creează algoritmi special pentru a ne împinge anumite informații care nouă ca și cum ne-ar fi interesantă. Dar cum află el că nouă e interesantă? Când ne uităm, da? Stăm și ne uităm la video ceala, înseamnă că nouă ne-a fost interesantă, dă-i mai multe videouri de astea pentru Nicolae, că lui i-a plăcut și de asta el câștigă prin lucrul ăsta. Acum eu nu sunt logat și el crede că poate video-ul acesta să-mi placă. Chiar dacă nu sunt logat, chiar dacă am login și parolă, automat el o să vadă, aha, eu m-am oprit la video-ul ăsta, m-am uitat, nu m-am uitat, cât m-am uitat din el și o să îmi trimite. Ce am auzit, încă n-am văzut dovezi exact, dar, de exemplu, TikTok-ul în China arată mai mult partea lor politică și arată copiii cum dezvoltă, cresc, sunt antreprenori, susțin partidul lor comunist și așa mai departe. Când în America, în Europa, mai mult arată diferite prostioare, ca mintea copiilor să fie amăgită de diferite nebunii, cum oamenii dansează, cum fac anumite lucruri care poate nici nu sunt bune. Și, într-adevăr, multe lucruri nu sunt bune. Afectează moralul copiilor. Deci are și un efect o să aibă la capitolul moralitate. Nu știu dacă ați observat. Dacă vă treziți de dimineață, ce luați în primul mâna dumneavoastră? Telefonul. Ce verificați pe telefonul acela? Ce mesaje? Facebook-ul sau Instagram-ul sau rețeaua de socializare? Ce se mai întâmplă acolo? Și dacă consumați, trageți atenție, dacă consumați rețeaua aceea de socializare vreo 15 minute, jumătate de oră, pe ziua aceea vă simțiți mai mult în depresie, mai mult posomorât, mai lipsit de viață, nu știu cum. Parcă l-ați deschis ca să primiți viață, să primiți o energie, să vedeți ce se întâmplă, ce lucruri se mai întâmplă în jurul meu, dar că tare el vă stoarce de viață. Și acum noi, adulții care nu ne-am deprins cu tehnologie din copilăria noastră, nu suntem înzestrați cu anumite abilități. Apare tehnologia asta, de câțiva ani a apărut și noi suntem dependenți de ea. La fel și se va întâmpla ulterior. Acum s-a inventat TikTok-ul, mai pe urmă se inventeze și alte lucruri care ne va captiva, ne va ține cumva legați de aceste instrumente. Și noi trebuie să fim biruitori, pentru Hristos să fim biruitori, că știm, nimic nu trebuie să ne lege de ceva, de anumite lucruri sau anumite obiceiuri. Trebuie să fim legați de Hristos. El este împăratul nostru. El este cel care ne conduce pe noi. Trebuie să ascultăm de cuvântul lui. Dar ne este greu. Mie mi-este greu uneori. Iată, cu rețelele acestea de socializare, videourile și tot captivează, tot e făcut, inclusiv și YouTube-ul e făcut în așa fel, să-ți capteze atenția, să stai cât mai mult pe el, ca să-ți dea cât mai mult publicitate. Dar ulterior, să aibă și alte intenții mult mai profunde. Bun, asta sper că ne-am înțeles. Dar efectul pe lungă durată. Vă fie că copiii noștri trebuie învățați să folosească resursele acestea tehnologice foarte bine. Chiar Prisip Moldova are o carte despre tehnologii informaționale pentru copii. Recomand să o treceți sau să o luați, căutați. Cea mai mare parte trebuie să o facem noi acasă cu copiii noștri. Cum să nu fie dependenți de aceste tehnologii? În primul rând, noi să nu fim dependenți și să învățăm copiii noștri să nu fie dependenți, dar să le folosească spre binele lor, spre a crea ceva util, spre a crea ceva creativ și inspirațional pentru alți oameni, să fim productivi. Asta este una din ținte. Nu trebuie să ne izolăm de tehnologie, dar trebuie să le îmbrățișăm în așa un fel ca să nu fim dependenți. Dar e foarte greu, înțeleg.
E o sarcină foarte grea, dar asta este ținta. Nu avem în cum să ne depărtăm la etapa actuală de tehnologie. Deja noi avem un număr al nostru scris în buletin, în pașaport, în carnetul de identitate, care dacă vrea să afle ceva despre persoana aceea, status sau să știe, e suficient ID-ul acela. Fără ID-ul acela, aproape că e imposibil deja să supraviețuiești. Cât a mai rămas, da? Să ne lege de un număr scris chiar pe corpul nostru și cu asta vreau să trec și la versetul biblic care spune despre, văd eu, spune despre inteligența artificială, cumva roboții și mi-ar fi interesant să discutăm o mică concluzie sau poate să comentați la comentariu despre cum vedeți sau ce versete vedeți sau dacă vedeți lucrul acesta în Biblie. Și în Apocalipsa 13, versetul 14. Și amăgea. Deci scopul îi să amăgească locuitorii pământului prin semne, da? Pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Deci este o fiară, ea face semne și ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană firească, o icoană a fiarei. Deci așa, este o fiară și trebuie să facă o icoană. Deci încă o identitate și cine trebuie să o creeze? Să o creeze locuitorii pământului. Dacă ne uităm, inteligența artificială o creează locuitorii pământului, roboții ăștia. Da, noi o creăm. Ok. Care va avea rană, asta nu ne interesează și poate ne interesează, eu nu știu exact cum, la momentul de față care e intenția să fie cu o rană. Dar știu mai departe că îi va da un fel de suflare icoane acestea. Deci deja vedem că am încercat să discut cu robotul acesta și până când dispuși bine limitele la el, dar dacă i-ar scoate limitele acestea, apoi s-ar vedea că cumva fiara aceasta vrea să trăiască, vrea să existe. Ok, ca icoana fiarei să vorbească, deci deja vorbește, și să facă să fie omorâți toți cei care nu se vor închina fiare. Opa, aici încă omorâți parcă nu vedem foarte clar. Dar alt lucru ce vedem este o goană foarte mare la țările noastre care vor să câștige cât mai mult armament militar. Și cel mai bun armament militar este cel inteligent, care poate să urmărească tankul sau avionul și să se ducă după el și să-l țintească și să-l ochească. Deci, cumva, este o inteligență mică la etapa actuală care poate să nimerească exact ținta care are nevoie. Și la fel și aici, cât e la inteligența asta artificială să afle IDNP-ul nostru sau ID-ul nostru, codul nostru și să afle unde noi suntem în locul acela aici și să transmită, nu știu ce poate să transmită, cel mai banal la momentul de față, o rachetă care să vină și să omoare omul, dar cât e pentru el, dacă o să fie toate interconectate. Și spre asta se merge. Țara, ca să fie câștigătoare în armament militar și război, trebuie să fie interconectată cu toate tehnologiile acestea artificiale. Și atunci va fi posibil și de omorât anumiți oameni. Deja se merge spre asta, suntem aproape de lucrul ăsta. Ok, ce vedem mai departe? Să primească un semn. Da, semnul acesta. Deja am văzut repetiția foarte bună la COVID, cum toți repede trebuie să aibă niște semne, că dacă au semnul acela și nu este bolnav sau este bolnav, are acces sau nu are acces la anumite facilități din țară. O repetiție foarte bună pe toată populația, mai ales cu vaccinul. Ok. Și mai departe, care e intenția lui? Pentru ce vrea să aibă inteligența asta artificială? Să o folosească în ce scop? În scopul ca să nu poată oamenii cumpăra și să vândă. Dacă nu poți cumpăra și nu poți vinde, nu poți trăi, nu poți exista, nu poți să cumperi mâncare, nu poți să vinzi serviciile tale pe tine, munca ta, nu poți să o vinzi, atunci ești exclus din societate, ești exclus și nu poți. Atunci îți trebuiește un acces la asta. Ca să ai accesul, spune că trebuie să ai semnul fiarei. Dacă ai semnul fiarei, ai acces. N-ai semnul fiarei, n-ai acces. Și cum vă spuneam cu
sistemul bancar. Dacă sistemul bancar decide sau statul decide să te excludă din sistemul bancar, gata, nu mai poți face, multe lucruri nu poți face. Clar că încă poți folosi cash-ul, dar spre asta se duce ca să nu mai poți folosi bani în gheață. Să plătești totul online, ca ei să te poată monitoriza, să știi exact câți bani ai, ce faci cu ei, unde se duc ei, ce cheltui. Și dacă nu vor, un click, ești exclus, nu mai poți vinde, nu mai poți cumpăra nimic. Dacă nu ai semnul fiare, ca și COVID-ul, dacă nu ai certificatul acela, mai ales în anumite țări, gata, nu poți cumpăra, nu poți intra în magazinul acela, nu poți obține anumite lucruri. Și nu e secret, da? Biblia ne spune lucrul ăsta, vedem se duce spre lucrul, spre asta, nu știi cât va mai fi, câți ani sau câte sute sau mii de ani până să atinge lucrul ăsta, dar la momentul de față, toți roboții ăștia, toată tehnologia asta va fi cât mai deschisă, cât mai bună, cât mai ca noi să o îmbrățișăm, să vedem că viața cu ea e mult mai ușoară. Și odată văzând lucrul acesta, nu ne mai apare anumite alarme. Și pentru noi poate încă o să mai stea alarma, dar pentru generația nouă care se naște cu tehnologia asta, pentru ei va fi și normal. E normal să am un ID sau să am asta, că o să am facilități. O să pot cumpăra, vinde, o să am o altă viață mai bună. Și Domnul să ne păzească de provocarea asta. Ce putem face noi la momentul de față este să cunoaștem lucrul ăsta, să cunoaștem pe Hristos mai mult și să îndeplinim misiunea care El ne-a chemat-o. Să facem ucenici din toate neamurile și să învățăm să nu fie dependenți de anumite lucruri, de anumite, să fie strească sfânt, să nu privească porcării sau să se murdărească, da, cu TikTok-uri sau cu alte lucruri, dar să țină lucrurile în control și să ajute Dumnezeu. Nu, da, Domnul să ne ajute pe fiecare cu toate tehnologiile acestea să le folosim cât încă e posibil pentru înaintarea Evangheliei. Iar ulterior, nu știu, Domnul ne va descoperi și următorul pas care să-l facem. Acum vă las cu binecuvântarea Domnului să fie peste dumneavoastră și să vă ajute în împlinirea misiunii care v-a chemat și mă ajute și pe mine, să ajute pe toți noi să ne facem misiunea care ne-a chemat El aici pe pământ. Și în primul rând să facem ucenici și să trăim o viață plăcută și sfântă înaintea Lui. Domnul să vă binecuvânteze!